continuă etapa a doua din grupele Cupei României. Suntem în grupa D. Ogna Mureș este gazda acestei confruntări cu CS Universitatea Craiova. Va fi o confruntare inedită. Asta destul de greu de controlat. Mingea. Ce preluare bună a lui Câmpanu! Și o primă intervenție bună a lui Alex Cadăr, apoi execuție pretențioasă a lui Vână. Mingea a fost deviată. Prima mare ocazie acestei partide. Retrimită în față Benga, urmărește Marcovici, penalti. Mi se pare faul clar aici. Ia să vedem. Penalti cât se poate de clar. Nu avem VAR. Ce penalti. Și acum poate fi pericol mare pentru cei de la Ogna Mureș. Câștigă acest duel Câmpanu, apoi continuarea lui Ivan, are trei adversari lângă el. Ivan, și e penalti. De această dată este lovitură de la 11 metri. Să vedem. Cred că este un contact acolo, poate aici se va vedea mai bine, dar deși mi se pare mult mai clar primul. Să vedem execuția lui Ivan, imparabilă. 1-0 pentru Universitatea Craiova din minutul 29. A șasea. Ce greșeală! Gol! 1-1! Și auziți entuziasmul din tribune. Sincer, n-am văzut cine a scris. Cred că nici dumneavoastră. Acum se vede mai bine, da? Este golul marcat de Paul Cioargă, probabil cel mai important gol din cariera sa. O centrare deviată, apoi un luft inexplicabil al lui Ivan Martici. Foarte motivați jucătorii echipei gazdă. O prelungire pe spate și nu e penalt. Ce s-a întâmplat? Discutabil. Haideți să spunem doar atât. A trecut de la echipamentul de antrenor la cel de jucător. Pregătit, iată, Dan Roman, 36 de ani, peste 150 de meciuri în prima ligă. De asemenea, va intra și Adrian Coman.